Am revenit pentru nativii RAC. În continuare avem prezența de neignorată a lui Marte pe Casa 12. Aracii trebuie să fie atenți, să fie foarte onești, pentru că întotdeauna știm atunci când sunt aspecte negative, ele nu sunt chiar gratuit negative, ele vin și cu o invitație de a ne perfecționa și noi. Atunci când avem un Marte pe casa a 12, -a, Universul spune în felul următor, dacă vrei să nu existe sabotaje, pentru că de obicei noi ne temem, ne gândim, dacă este o planetă care arată Lipsă de onestitate sau trădare din partea celorlalți. Uh, sigur că da, ne temem, dar invitația ei este să fim noi impecabili astfel încât să dezarmăm chiar și persoanele care ar avea o, un grad de, de neonestitate peste medie. Dacă l-ai din naștere pe Marte pe Casa a 12 -a, pentru cunoscători, este bine să fii tot timpul în gardă. Să nu comentezi la adresa altora, să fii tot timpul corect și uh, să ai o vorbă bună pentru oricine și atunci îl destabilizezi, îl uh, uh, anulezi. Așa și pentru nativi Irak acum de tranzit, prezența lui Marte pe casa 12 -a înseamnă o, un fel de intersecție, de interacțiune cu persoane care poate nu sunt atât de cinstite, atât de corecte cu racii. Mesajul nostru este nu să vă temeți sau să vă impacientați într-un mod tulburător, ci din potrivă, să vă gândiți pur și simplu cum să fiți cât mai corect cu acești dușmani, cu aceste persoane, Uh, sigur că da, avem și partea de prietenii foarte bine plasate De prietenii armonioase Pentru că totuși Venus și Soarele se căsesc pe casa a treia Pe casa prietenilor apropiați Opuse însă cu Neptun, spuneam Ceea ce arată că trebuie uh, evitate uh, conflictele verbale Trebuie evitată orice formă de neînțelegere uh, Trebuie să conștientizați uh, din timp pericolul uh, în Orice interacțiune cu cei din jur. Și mai mult decât atât, avertismentele pentru nativi Irak sunt de da, tot de natură relațională pentru că există un avertisment să înțelegeți corect unde. Vă greșesc cei cu care intrați într-o interacțiune de orice natură. Pentru Nativ Irak este o perioadă în care acest Marte vorbește și despre evenimente imprevizibile, evident prezența lui pe Casa 12, ad asta aduce, care sunt puternic conectate, însă, cu gândurile dumneavoastră. Marte se găsește în semnul gemenilor. Deci, dacă apare, de exemplu, un eveniment, o să vă surprindeți că parcă l anticipat într-o formă oarecare, da? sau dacă vă enervează cineva, este inevitabil cu marte în casa 12 ca nativii Irak să nu aibă provocări din partea celor uh, din jur. Ca atare trebuie să învățați niște mecanisme de apărare, pe care eu cred că le puteți învăța foarte simplu. În primul rând, trebuie să vă educați răbdarea, trebuie să nu vă uh, aruncați în interacțiuni cu cei din jur înainte să vă gândiți foarte bine dacă acele persoane sunt bine intenționate, dacă merită pentru că după aceea, sigur că dacă o să vă supărați, dacă o să observați cu oamenii aceia, nu sunt atât de corecți cum v-ați așteptat. În această perioadă, pentru Nativirac, există două posibilități de dezvoltare. În primul rând, prin înțelegerea valorii personale, deci Nativirac trebuie să se pună în valoare. Sunt câteva aspecte majore care arată acest lucru. L-avem pe Jupiter, care se găsește pe Casa Carierei. Deci trebuie să înțelegeți valoarea pe care o aveți și nici de cum, dacă, de exemplu, un nativ rac are trei facultăți să spunem. Evident că nu este indicat ca în această perioadă să aveți o profesie sau să uh, lucrați undeva unde nu sunteți apreciat la justa valoare sau sunteți sub nivelul dumneavoastră socioprofesional. Deci pentru nativ rac se activează norocul cu atât mai mult cu cât uh, vă puneți în valoare sau fructificați ceea ce aveți. Ați făcut studii, trebuie să lucrați undeva unde sunteți pus în valoare și apreciați. Sunt foarte multe mecanisme care am, în această perioadă, am tot discutat despre aceste aspecte, se derulează subconștient, de aceea avem multe vise care descarcă. De exemplu, dacă visați că nu, studiați un examen și nu-l luați ca nativ rac, la asta mă refer este posibil în subconștiență să se declanșeze să se deruleze un program care să vă spună că nu vă valorizați cât trebuie într un anumit domeniu și să vi se sugereze la nivel astral să fiți mult mai uh, pregătiți în acele sau să vă puneți mai mult în valoare în acel uh, domeniu și în al doilea rând a doua posibilitate de dezvoltare se referă la aprecierea situațiilor benefice a aprecierea planurilor de viitor pe care le puteți avea, pentru că sigur că da, avem totuși în continuare pe pluton pe semn opus, care vorbește și despre piedici uh, mentale. Și aceste piedici nu sunt chiar de ignorat pentru nativi rac, în schimb cu optimism, cu siguranță veți reuși să faceți, să mutați munții din loc. Mergem mai departe pentru nativi leu. Jupiter uh, vine cu propuneri foarte interesante. El se găsește într-un semn prieten leului, într-un semn de foc, în primul semn de foc, semnul berbecului, ceea ce este minunat pentru lei. Mai avem câteva prezențe prietene, să spunem așa. Chiar și Marte, în semnul gemenilor, este destul de favorabil, ca atare cu planetele care reprezintă adrenalina, forța pe semne prietene, lei s-ar părea că sunt într-o perioadă în care pot fi destul de um, activi și totuși, um, marea atenționare pentru nativi leu este tot pe zona relațională. Acest Marte pe casa 11 vorbește despre dezechilibre pe care le pot avea prietenii nativilor leu, prieteni care pot veni cu o doză de neprevăzut în viața lor, ei se pot destabiliza ajutând în dreapta și în stânga, dar oricum ei vor ajuta s-ar putea să apară din cauza acestui Neptun care eleului joacă ceva feste de câțiva ani, Neptun pe casa 8 emană așa o magie, o fata Morgana pentru lei, și acest Neptun le provoacă leilor o ușoară orbire în fața argumentelor raționale, adică s-ar putea să fie persoane în viața dumneavoastră care vorbesc foarte clar despre situații avantajoase, despre lucruri pe care le puteți pune în practică, despre ceva ce trebuie realizat cu oarecare concretețe și totuși nativii leu să nu vadă acele lucruri. Repet, o anumită orbire în fața argumentelor raționale din cauza acestui Neptun care vine așa cu o magie și spuneam vă face să nu mai vedeți adevărul. Atenție puțin la rivalități, totuși să nu uităm faptul că Saturn, care vorbește despre Persoanele ce pot avea autoritatea asupra noastră se găsește în semn opus, o rivalitate de o anumită natură se găsește și tensionează puțin leul, în ce sens vom vedea imediat. Deci trebuie să evitați oricum tendințele autoritare în cuplu, nici dumneavoastră să nu vă lăsați um, dominați în exces de, partener, de către parteneri, dar nici dumneavoastră să nu aveți autoritate excesivă față de uh, o persoană cu care aveți un anumit soi de parteneriat. Uh, mici dificultăți în relaționarea cu oamenii cu prestanță exagerată sau cu o forță din această autoritate exagerată, ei, pe de o parte, aveți nevoie de oameni care să știe ce fac, să știe meserie, să fie puternici la locul de muncă, cu care să relaționați de la egal la egal, dar, pe de altă parte, aveți o problemă cu acceptarea personalității acestora, pentru că așa este uh, filmul, cum se spune în această perioadă, ca toți oamenii cu care colaborați să-și dorească să vă domine într-un fel sau altul ca atare trebuie să exersați pe undeva în această perioadă un soi de supunere sau măcar un soi de acceptare a acestor elemente care își doresc să vă domine de o manieră, de o manieră puțin exagerată. În schimb, ce vă recomandăm? Ce pot face lei în această perioadă să se mai deconecteze și să se mai decupleze de la acest Saturn pe semn opus și de la acest Neptun pe casa Scorpionului? O evadare în viitor prin intermediul lui Uranus. Uranus, clar văzătorul Zodiacului, se găsește pentru nativii leu pe casa carierei. Deci, prin intermediul carierei, leii pot să facă în așa fel încât să evadeze în viitor, adică să creeze programe uh, mai uh, vizionare, să spunem așa, mai ales pentru lei care lucrează în domenii mai non-conformiste, este o perioadă foarte benefică, să construiți noi posibilități de dezvoltare, să încercați să cunoașteți și oameni noi cu care puteți colabora de o manieră mult mai originală. Și în orice caz, trebuie să acceptați un soi de autoritate din partea unor așa, nu neapărat așa zici, chiar parteneri de business sau de proiecte, dar totuși nu trebuie să îi lăsați să decidă în locul dumneavoastră, acolo unde știți că sunteți autoritatea supremă. Mergem mai departe să vedem pentru nativii fecioară cum arată zilele următoare. Nativii fecioară încă soarele în semn și Venus opuse cu Neptun, spuneam. Foarte multe proiecte pe care fecioarele doresc să le realizeze, dar suportați foarte greu îngrădirile. Există totuși o perioadă, nu avem ce să facem, în care nu totul este așa cum ne dorim. Acest Saturn pe casa 6 arată faptul că la locul de muncă pot fi tot felul de piedici, obstacole și totuși dumneavoastră trebuie să puneți în practică anumite lucruri care sunt foarte importante și foarte relevante. În anumite situații, pentru a rezolva ceva unde v-ați să spunem, poate trebuie să vă duceți la momentul inițial. Să vedeți cu ce entuziasm ați pornit. Deci, de câte ori aveți o situație care se potignește sau se, nu știu, se blochează, gândiți-vă cum ați ajuns în acea situație. De ce s-a blocat? Vă duceți la momentul inițial și încercați să depistați acolo, să fiți precum un detectiv, să vedeți de ce, cum a început. Poate aveți mai mult entuziasm, poate colaborați cu mai multă lume, poate v-ați plafonat și așa mai departe. Și reluați inițiativa, puneți lucrurile din nou în mișcare. Pentru că Orice ezitare, orice plafonare poate să ducă nativii fecioară să blocheze un anumit domeniu care, în mod normal, ar trebui să funcționeze foarte bine. Din punct de vedere al dispoziției sufletești, nativii fecioară își doresc destul de semnificativ să schimbe structura oamenilor care colaborează, și anume a partenerului de viață, a copiilor, a anumitor persoane cu care există componentă emoțională componenta emoțională și dispoziția sufletească poate fi puțin, nu neapărat agresivă, dar supusă unei alchimii care nu permite confortul total. Și asta deoarece Pluto pe casa 5-a, pe casa pasiunii, vorbește despre un soi de nevoie de demonstrativ, dar un demonstrativ pe care nativii fecioară nu-l înțeleg chiar corect în această perioadă, pentru că ei sunt și idealiști cu Neptun pe casa parteneriatelor, dar și destul de demonstrativ și au nevoie de acest demonstrativ cu Pluton pe casa a cincea. Și atunci, aici, lumea poate fi văzută sau oamenii cu care interacționați în plan personal nu sunt văzuți neapărat obiectiv. Ca atare, Încercați să aduceți la un numitor comun ceea ce vă doriți din punct de vedere sufletesc, acest Neptun pe Casa VII, cu ceea ce vă doriți din punct de vedere al pasiunii. Pentru că există foarte multă uh, dorință de a face lucrurile într-un mod mai exploziv, dar există totodată și un soi de visare, grație lui Neptun pe Casa VII. Și atunci trebuie să faceți puțin pace între aceste două planete pentru a nu bulversa și partenerii de viață. Vă doriți o relație sau o zonă în care partenerul să fie bă, idealizat, să fie poetic, să fie într-un fel ca într-un baz sau să fie mai demonstrativ, plin de viață și bă, mai activ. Există de asemenea și câteva marcaje care vorbesc într-un mod foarte explicit despre realizarea unor proiecte materiale. Nativii Fecioară în această perioadă sunt foarte preocupați de realizări, sunt foarte preocupați de anumite standarde, de obținere anumitor standarde. Vă preocupă viitorul și chiar trebuie să vă dați seama ce vă doriți cel mai mult în această perioadă. Nu putem să ignorăm faptul că vine foarte mult sprijin din partea lui Pluton, bogătașul zodiacului, aflat pe al treilea decan de Capricorn, un Pluton care zilele acestea este perfect aspectat pe Soare și pe Venus, pe Uranus și pe Neptun, deci nativi fecioară care au proiecte de natură concret, ar fi bine să marșeze cât mai mult, pentru că trebuie să vă încadrați în această perioadă benefică. Prin optimism și entuziasm, și să dați atenție acestei dimensiuni materiale, pentru că puteți realiza lucruri de mare forță. Și chiar vă puteți pune în slujba unor proiecte la care lucrați de ceva vreme și să le puneți în aplicare și mai intens, și mai puternic. Mergem mai departe pentru Nativi balanță, o cooperare foarte bună cu apropiații. Nativii Balanță sunt foarte buni manageri în această perioadă, puteți să vă deschideți un business personal, mai ales pentru nativi Balanță care își doresc să facă investiții, acest Pluton pe casa a patra vorbește despre șansa de a fi gazde într-un business, de a putea să fiți foarte plăcuți în fața oamenilor, chiar dacă sunteți în continuare puțin contrariați de anumite persoane care vă solicită prea mult și vă oferă prea puțin, nu avem ce face, să atunci se găsește pe casa iubirii. Totuși, trebuie să vă dozați cu foarte, foarte mult discernământ energia. Energia este finită în această perioadă cu Neptun pe ultimele grade în pești, continuă situații de tot felul de tensiune. Pentru nativi balanță, Neptun pe casa 6, pe casa, casa serviciului, vorbește despre faptul că nu aveți rivalitate la locul de muncă, deoarece sunteți atât de hăruiți, atât de talentați, încât chiar nu aveți concurență, dar sigur, cu condiția să vă duceți pe zona care vi se potrivește cu adevărat. Ca atare, pentru că lucrați în zone în care chiar sunteți fericiți, vă place să activați în acea zonă, puteți primi mesaje care vin direct pe filieră uh, divină, la locul de muncă, sigur că da, nu este rău să mai ignorați uh, sfaturile celor din jur, pentru că sunteți în măsură să vă luați singuri, direct din astral, cu legea sfaturile de care uh, aveți uh, nevoie. Mai mult decât atât, este o perioadă în care nu neapărat vă exersați calitățile de uh, lider, dar oricum beneficiați de oarece vitalitate și spirit uh, practic. Și uh, asta deoarece Uranus în uh, Casa opta vă dă un zvâc, vă dă un soi de putere din aceasta de a ieși din orice situație stagnantă și de a uh, intra cu mult magnetism în uh, tot felul de acțiuni. Vă adaptați rapid la situații și la circumstanțe de mare forță, tot grație acestui Uranus pe Casa 8 -a, dar totuși este bine să fiți foarte atenți cum gestionați situațiile imprevizibile. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre specificul perioadei următoare și despre nativii balanță, o concluzie pentru balanțe. Este foarte important să înțelegeți faptul că aveți într-adevăr un talent în perioada asta în plan profesional și trebuie să-l exersați din plin. Da, o anumită greutate vă solicită destul de mult persoanele apropiate sufletului dumneavoastră. Aveți responsabili responsabilizări foarte mari și, totodată, și o tenacitate și o îndrăgire cu care chiar vă doriți să vă puneți în slujba acestor um, persoane care vă sunt foarte dragi și la care țineți foarte mult. Atenție, însă, la acțiuni, să spunem așa, neconjugate, în sensul că există un risc. Um, avem totuși și aspecte care uh, presupun prin prezența uh, lui Jupiter în semn opus, uh, presupun la o anumită inconstanță, spuneam, la o anumită uh, zonă în care nu se potrivește totul cu ceea ce ați presupus uh, uh, dumneavoastră și atunci este bine să vă mai sfătuiți și cu anumite persoane care poate sunt mai în vârstă, poate sunt mai uh, mature, oricum uh, Neregulile și dificultățile vor fi de scurtă durată în această uh, perioadă. Uh, există o anumită imprudență pe care o poate da această opoziție Mercur-Jupiter, care uh, atare zilele acestea este bine să fiți foarte atenți la orice detaliu. Dacă este vorba despre promisiune, dacă este vorba despre orice, orice, uh, este bine să fiți atenți. Uh, profilul energetic este schimbător. Jupiter dă fie un puseu de energie, vi se pare că puteți muta munții din loc, fie poate să apară o situație în care să vă simțiți total de devitalizați. Și atunci este bine să negociați puțin cu această energie, să vedeți cum puteți să vă recalibrați, adică să aveți și momente când pur și simplu simțiți nevoia să stați tot timpul liniștiți, sau și momente în care poate este bine să. Acționați. În orice caz, oboseala se datorează nu atât tracasului, nu atât excesului de activitate, cât faptului că sunteți împărțiți în prea multe direcții sau cei din jur au tot felul de preocupări care vă obosesc. Mergem mai departe, pentru nativi Scorpion este o perioadă a visării, este o perioadă a discuțiilor care au o componentă karmică foarte specială. Practic, orice discuție pe care o au scorpionii în această perioadă este încărcată de semnificații uh, ei nu vorbesc decât adică nu vorbiți decât cu persoane care chiar reprezintă ceva pentru dumneavoastră Iar mesajul Neptunian pentru scorpioni uh, vine pe o casă foarte frumoasă o casă a iubirii, o casă a componenței uh, sufletești uh, scorpionii intuiesc aproape profetic ceea ce urmează să li se întâmple și uh, în viața nativilor scorpion pot, pot apărea modificări foarte serioase de Destin chiar schimbări majore, este o perioadă care are o amprentă karmică de mare uh, forță și vom vedea imediat și de ce. Uh, acum, într-adevăr, s-ar putea să găsim scorpioni care au ceva secrete, acest Mercur pe Casa 12-a vorbește și despre anumite secrete sau să aflați anumite uh, secrete. Este bine să depășiți însă orice formă de stagnare. Nu este o perioadă în care scorpionii să stagneze. Oricum, pentru nimeni nu este neapărat o perioadă de stagnare. ce Jupiter în berbec ne stimulează să fim activi, să începem lucruri, să fim dinamici, curajoși, să nu ne lamentăm. Este o perioadă în care, de exemplu, cei care călătoresc sunt foarte avantajați, iar pentru nativi scorpion cu atât mai mult cu Pluton pe casa a treia și cu această planeta norocului pe casa serviciului sunt circumstanțe favorabile la locul de muncă. Adică este bine să optimizați, să luați legătura cu oameni care știți că vă poartă noroc, cu care sunteți pe aceeași lungime de undă, puteți face negocierile potrivite cu șefii sau cu persoanele care au autoritatea asupra noastră. Și chiar anumite situații se pot rezolva din mers la locul de muncă cu Jupiter în casa a 6 Doar Trebuie să fiți atenți, obiectivele să fie foarte clare. Să stabiliți obiective clare pentru că acest Uranus pe semn opus poate vorbi de, de, despre o anumită inconstanță. Deci putem vedea nativ scorpion care se hotără să facă ceva, după aceea se răzgândesc, poate apare alt proiect, îi destabilizează puțin și așa mai departe. Deci, este important să stabiliți obiective foarte clare și să vedeți totdeauna indiferent cât de greu de rezolvat, poate părea o problemă, totuși să o vedeți dintr-o. Variante și într-un unghi favorabil. Dacă, există persoane pentru că interacțiunea este foarte bogată, adică interacționați cu foarte multă lume. Vorbeam despre o perioadă a secretelor, despre o perioadă în care aflați tot felul de lucruri la care altă dată poate nu, nu aveați acces. Vom vedea foarte mult scorpion, care cupluton pe casa a treia acum își pot schimba sfera uh, preocupărilor, uh, s-ar putea să vină și niște propuneri ușor uh, nefirești zilele următoare, această opoziție Jupiter-Mercur uh, uh, pe axa 6-12, poate să vă inducă în eroare cineva de la locul de muncă sau o persoană care vrea să vă atragă într-un proiect care nu-i chiar ceea ce pare a fi. Um, vă puteți schimba stilul de lucru cu Jupiter pe Casa 6, de exemplu, un nativ scorpion care să spunem ar lucra mai mult de acasă, acum poate să călătorească mai mult sau invers, un nativ scorpion care uh, are mult tracas, poate acum uh, își schimbă puțin modul în care uh, lucrează. Uh, cert este că doriți să faceți mai multe uh, lucruri în plan uh, profesional, uh, timpii de reacție sunt destul de amplificați, vom vedea mulți nativi scorpion care își propun multe proiecte, ei fac parte dintre zodiile care chiar reușesc să ducă la bun sfârșit ceea ce își propun, pentru că este un soi de intuiție foarte specială, nu toată lumea poate să lucreze în stilul acesta, dar scorpionii lucrează în această uh, perioadă. Confuzia este în sfera, confuzia dată de opoziția Neptun-Venus-Neptun-Soare este dată mai mult pe zona uh, relațională, Înregistrați activ toate propunerile celorlalți. Cred că nu este minut să nu sune telefonul unui nativ Scorpion cu tot felul de propuneri, cu tot felul de uh, situații în care sunteți uh, responsabilizați. Răspundeți prompt la apeluri pentru că Pluton se găsește pe casa a treia a comunicării Eu și chiar și cu modificările care vin din partea oamenilor sunteți destul de uh, flexibil în zona aceasta, dar Sigur, tot pluton pe casa a treia poate să vină și cu un război al nervilor. Deci este bine să vă păstrați și momente în care să vă liniștiți, să stați mai mult în izolare sau să stați mai mult cu persoane pe care le știți liniștite, să nu munciți sau să nu vorbiți chiar non-stop cu cei din jur. Apar și situații în care este foarte important discernământul, sigur, mai ales discernământul în zona familiei în acest Saturn pe casa a patra vorbește despre anumite persoane în familie care nu fac chiar ce v-ați dori dumneavoastră. Aceste persoane au nevoie de o abordare foarte bonomă. Adică trebuie să vorbiți cu multă bunătate, cu multă blândețe cu ele, să, înțelegeți, să le înțelegeți stilul de a aborda anumite probleme, să nu vă revoltați, să nu încercați să intrați într-o relație disarmonică cu ele, pentru că s-ar putea să vă izbiți de un soi de autoritate acum pentru toată lumea. Saturn se găsește în pe al treilea decan, deci el este sau este chiar la granița între al doilea și al treia decan. Pentru toată lumea acum este o perioadă care vine cu un soi de sfidare din punct de vedere al um, raportării la persoane cu autoritate. Ca atare și pentru nativii scorpion poate avea loc această sfidare, repet, în raport cu persoane cu care aveți un soi de interacțiune în zona domestică. Trebuie să înțelegeți contradicțiile membrilor familiei sau contradicțiile oamenilor de care vă leagă anumite grade de rudenie și de abia după ce o să înțelegeți, și nu o să mai aveți nicio reținere, o să puteți să-i ajutați cu adevărat. Deci trebuie să purificați puțin modul de abordare a situației respective înainte de a. Adică nu trebuie să vă lăsați să fiți bulversați sau nu trebuie să intrați într-o situație din aceasta neproductivă, pentru că perioada este foarte periculoasă pentru cei care se tulbură sau pentru cei care se agită în exces. Deci trebuie să vă purificați mintea destul de semnificativ și să acționați cu multă luciditate. Perioada vă propune oricum să fiți cât mai războinici pentru a-i putea ajuta pe ceilalți, dar totodată și obiectiv. Dacă simțiți că nu faceți față, vă puteți Sfătui cu persoane înțelepte, cu persoane mai în vârstă și așa mai departe. Mergem mai departe pentru nativi. Uh...